este lupta cu propriile noastre comodități, care e destul de mare. Eu nu, nefiind totuși un sportiv de performanță, ci doar amator. Însă e o luptă pe care mi-am asumat-o și pe care sper să o duc la capăt. În al doilea rând, e o oarecare luptă, dar nici măcar nu pot să-i spun luptă, cu anumite prejudecăți sociale, pentru faptul că de multe ori când ne văd oamenii, doi băieți pe o bicicletă, se gândesc la alte lucruri, gen inclinațiile noastre sexuale, ceea ce nu e cazul. Deci, lupta este ea așa pe o groază de planuri, însă de la bun început trebuie să știi că asta te așteaptă într-o astfel de campanie educativă la urma urmei.